Recuperatorii de creanță te execută silit, ți-au poprit conturile, ți-au sequestrat mașina și îți fac imposibilă viața? Să știi că multe dintre executările lor silite sunt absolut ilegale, fie că sunt prescrise, nu sunt cesionate, există tot felul de impedimente. Nu lăsa ca recuperatorii de creanță să abuzeze de acest drept ce le-a fost dat de către lege și în același timp să exagereze cu executarea silită atunci când nu este cazul. Află exact care este procedura, conteste executarea silită și scapă de recuperatorii de creanță.